Tu te-ai oprit, Iisuse, lângă mine și m-ai chemat să merg pe calea ta. Cu atâta drag tu m-ai atras spre tine că niciun val din lumea de suspine nu mă mai poate lua din mâna ta. Ce cuvinte frumoase! S-a oprit Dumnezeu într-o zi lângă mine, lângă tine și te-a chemat să mergi pe calea Lui. A fost alegerea mea, să știți, a fost alegerea dumneatale. Dar mă bucur că ați ales să-L urmați pe Domnul. Și mulțumesc Domnului și mă bucur că L-am ales pe El. Am ales să-L urmez pe El, am ales să-L slujesc pe El și nu-mi pare rău deloc. Și noi am venit, am mai spus aici, am mai fost odată și v-am spus că Dumnezeu a lucrat în viața noastră și toți patru, tata meu, mama mea, eu și sora mea, toți patru am încheiat legământ cu Domnul. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ținut pe calea Lui. Mi-aduc aminte, am făcut atletism și într-o seară acolo la clubul unde eram, la Blaj, am stat și am gândit, zic, Doamne, biserică, nu mai pot să merg. Aveam antrenamente. Marți aveam antrenamente, vineri aveam antrenamente când era biserică, duminica nu ne prea lăsa acasă. Și am zis, Doamne, ce să fac? Zic, noi ne-am întors de curând la Tine și eu vreau să Te laud pe Tine. Mergeam și mai cântam acolo, în camera aia, la pensiune, acolo unde steam și venea doamna antrenor și spunea, dar de unde aveți cântările astea așa că sunt tare frumoase? Și zic, de la frații noștri care Dumnezeu le-a dat. Și stătea acolo lângă mine și mai cântam câte o cântare cu acordeonul. Dar într-o seară mi le-am adunat toate și am zis, Doamne, eu de astăzi vreau să Te urmez pe Tine. Mă numesc Filip și am zis, vreau să fiu ca Filip din Biblie. Vreau să alerg pentru Tine, nu pentru o medale, nu pentru niște bani care ți-i oferă lumea. Și am ales și l-am sunat pe un prieten și a venit după mine și m-a dus acasă. Și din seara aia îl laud pe Domnul și îl lăudăm pe Domnul și Dumnezeu mi-a dat și un ajutor potrivit cu care pot să laud pe Domnul și de aceea laud pe Domnul că merită toată slava. Și nimic din lumea asta să nu ne poată despărți de Dumnezeu. Amin. Tu Te-ai oprit, Iisuse, lângă mine și m-ai chemat să merg pe calea Ta. Cu atâta drag Tu m-ai atras pe Tine că niciun val din lumea de suspine nu mă mai poate lua din mâna Ta. Cu atâta drag Tu m-ai atras pe Tine că niciun val din lumea de suspine nu mă mai poate lua din mâna Ta. Tu Te-ai oprit, Iisuse, lângă mine și lacrima mea ștezi cu mâna Ta. Mi-ai spus că pacea este doar la Tine și foc din Duhul Sfânt ai pus în mine ca să trăiesc de-atunci prin viața Ta. Mi-ai spus că pacea este doar la Tine și foc din Duhul Sfânt ai pus în mine ca să trăiesc de-atunci prin viața Ta. Tu Te-ai oprit, Iisuse, lângă mine și tainii m-ai chemat pe urma Ta. Dar nori de neguri vina despre mine, ajută-mă să pot atunci, Stăpâne, prin noapte să zăresc lumina Ta. Dar nori de neguri vina despre mine, ajută-mă să pot atunci, Stăpâne, prin noapte să zăresc lumina Ta. Tu
te-ai oprit, Iisuse, lângă mine și nu mai vreau acum un alt alib. Ce aș putea să te compar, stăpâne, nimeni nu poate fi ca tine, atât de bun, de mare și de sfânt. Ce aș putea să te compar, stăpâne, nimeni nu poate fi ca tine, atât de bun, de mare și de sfânt. Tu te-ai oprit, Iisuse, lângă mine și nu mai pot uita privirea ta. O ține-mă în har și azi și mâine, să nu mai pot pleca de lângă tine, și tu să faci ce vrei cu viața mea. Ține-mă în har și azi și mâine, să nu mai pot pleca de lângă tine, și tu să faci ce vrei cu viața mea. Stați aici, stați aici.